După ce și-a primit restul, bărbatul i-a cerut vânzătoarei să-i înapoieze bancnota de 500 de lei. A profitat de o secundă de neatenție din partea acesteia pentru a fura mai multe bancnote din restul de pe teșghea. Imaginile au fost surprinse pe camerele video din magazin. Metoda abordată de către bărbat și femeia care îl însoțea este cunoscută drept metoda Schmen și este folosită de infractorii mărunți. În cauză, polițiștii constanțeni au deschis o anchetă în vederea identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor faptei, urmând a fi luate măsurile legale prin unitatea de parchet competent. Cel mai probabil, cei doi tineri nu se află la prima abatere. Cu siguranță le-au căzut în plasă și alte vânzătoare.